Astăzi, 9 septembrie 2019, a avut loc deschiderea noului an școlar. În municipiul Iași, deschiderea oficială a anului școlar 2019-2020 a avut loc la școala primară Mihail Cogălnicianu, entitate ce aparține de Colegiul Național Mihai Eminescu. Printre profesorii, elevii instituției de învățământ și părinții acestora, din urmă la eveniment, au mai participat șefa Inspectoratului Școlar Județean Genoveva Farcaș, deputata Camelia Gavrilă, primarul Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harabagiu și președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa. Școala este dotată cu sisteme de supraveghere video. Sunt 21 de camere de supraveghere în interiorul și în exteriorul școlii, care asigură o monitorizare continuă a ceea ce se întâmplă aici, pe timpul cursurilor și în afara lor. Școala are program doar de zi momentan. Sistemul de supraveghere va fi integrat în sistemul de monitorizare al poliției locale începând din această zi. Toate instalațiile sunt noi, tot mobilierul este de asemenea nou, sistemele de protecție la incendii sunt instalate și funcționale, verificate, inclusiv cele de stingere, unde este și rezervorul din spatele școlii. Practic, puteți să vă lăsați copiii în siguranță, depinde doar de noi să păstrăm ceea ce avem. N-am să trec cu vederea grupurile sanitare, care sunt de ultimă generație, ca și materiale pe care le-am introdus, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, toate elementele necesare pentru a putea avea pentru copiii noștri condiții de învățare de secol 21. Să le folosiți, dragi copii, așa cum au fost ele făcute, cu rezultat, și să demonstrați tuturor că efortul nostru a meritat pentru a ne putea mobiliza să mergem și mai departe. În câteva minute, toți împreună, n-am preasfințit un Teofan, doamna inspector general, doamna director, vom veni să tăiem într-un mod simbolic pamlica cu drapelul României pe care să-l purtați în suflet în toată viața voastră. Vă mulțumesc!